De fiecare dată când ajung prin Brașov și trec pe aici, pe la strada Sforii, uite o stradă aceea îngustă, celebră din Brașov, mă întreb dacă zgăliturile astea așa trebuie ele să fie aici. Ia uite, unii tocmai desenează pereții. E noua artă asta, pereții ăștia mâzgăliți sau e pur și simplu o zonă istorică părăsită și uitată? cu sincer, chiar nu știu dacă așa trebuie să fie ea sau e scăpată de sub control. Sunt 80 de metri aici, 80 de metri de mâzgălituri și asta e a treia cea mai îngustă stradă din Europa, strada Sfori din Brașov. Ia uite, ăștia încă desenează pe ea. Poveștile despre strada Sforii sunt încă din secolul al XVII-lea, dar desenele astea sunt de la noi. Apoi, după vorbă, oamenii ăștia care desenează pe pereți, uite, îi par străini, nu-i deranjează nimeni. Adevărul e că nici eu nu știu dacă ce aici e artă, o fi noua artă, sau e pur și simplu neglijență. E lăsată de izbeliște. A treia cea mai îngustă stradă din Europa e aici, în Brașov, și oriunde te uiți, vezi doar mâzgălituri.